dimineața, fetelor! Începem noul vlog. Astăzi mergem să mâncăm la prânz în restaurantul Georgian, de care v-am mai spus. Și m-am îmbrăcat așa, mi-am luat rochea, asta, geanta și mi-am spălat părul, dar tot arată murdar, nu înțeleg de ce. Așa că mi-am pus cerceii aceștia. Inițial am vrut geanta roz și să-mi iau ăsta. Vă arăt imediat ce am vrut să-mi iau, dar nu știu dacă se potrivesc, nu cred, nu, mai bine nu. Așa că astăzi nu știu în ce mă încalț, văd, dar cred că-mi iau ăștia bej, că se potrivesc cu tot ce am. Nu, iată, ăștia mi iau, stați așa să vă arăt, aceștia. Victoraș, tu te-ai încălțat? Te încalți? Să mă duc să-i aleg și la vinii. A, uite, ăștia noi. Uite. Și la vinia. Și tu. Tu în ce vrei? În ăștia să te încalți? Ce trebuie? Hai. Deci sunt o cămară cu nervi. Am zis să ieșim la ora... La ce oră, Lavi? Nu, am zis să ieșim la ora 11 din casă, ca să ajungem acolo, să fim pe la 12. Stai, la vin că nu intra. Pentru că până ne pregătește mâncare, e 1, numai bine. Ai noștri încă se încalță. Se încalță. Înțelegeți? Până pornim, e jale mare. Și este ora 12. Bună ziua! Nici măcar n-am ieșit pe ușă. Eu am ieșit. Iată, vin. Da, la... Tu ce? Cu scandal? Ce drăguț sunt! Ia să văd. I-am luat vitamine noi, Victor, da? Matu! Păi tu ai în gurița, da? Matu! Sunt bune? Sau încă nu le-ai gustat? Câte două trebuie? Vreau să vă zic că ieri n-am mai filmat nimic. Ieri am avut musafiri. Și am stat până ne-am pregătit, până nu știu ce. A durat. Lavinia, hai pe partea cealaltă. Stai să pui și asta, Lavinii. În portbagaj. Acum mergem la restaurant, o să mâncăm și apoi cred că o să ieșim, nu cred că, dar sigur, la vila tine? Sigur o să ieșim acolo afară, la Galeria Mall, pentru că Tudor zice că este ceva expoziție și o să vrem să mergem și după care o să ne întoarcem aici, la etajul 5, da, Victor? Pentru că astăzi se organizează petrecerea de Halloween. Mergem acasă și mă îmbrac. Da. Și mergem la 5. Da, da. Și cât o să ieșim noi afară, o să pun la încărcat vlogul ca să iasă astăzi seara. Comandat. Noi am ajuns, eu mi-am comandat limonada asta, dar copiii sunt undeva pe acolo. Este un mini teren aici și se joacă. Așteptăm mâncarea și apoi o să vă arăt ce ne-am comandat. Pentru copii am comandat, inițial Victor a vrut pizza, margherita, dar nu au și i-am luat haciapuri din ăsta cu cașcaval și niște nuggets-uri și am împărțit la doi. Aici am pus lui Victor și aici la Viniei și compot. Ei încă sunt acolo, se joacă și fac tatuaje. Eu aștept, Tudor mănâncă borșul roșu. Dar mie încă mi-a adus. Tudor, dar el a zis enjoy. Cred că cu asta a finit la comedia, dar nu, că atunci când a repetat ce am comandat, a fost pus și de cotletele mele. Așa că aștept. Cred că se fac mai greu.
Și iată mi-a ajuns și comanda mea. O să mănânc. Eu mi-am luat prăjoale din pește și o bucățică, și o porțiune mică de piure. Poftă bună! Au venit copiii, acum la Vi mănâncăm și Victor. Iar eu mi-am luat desert. Am luat baclava georgiană. O să gust imediat să văd cum. Pentru că mi-a fost puțin ce am comandat de mâncare. Chiar porțiile au fost super mici. Lavi, e bun? Ia arată-mi tatuajul. Arată tatuajele. I-a făcut tatuaje la terenul de joacă. Wow! Floare și fluture. Floare și fluture. Dar tu, ia să văd. Ninja Star și Pirate Star. Aha, mișto. Pirate logo. Bine. Noi am ieșit, acum mergem într-un magazin de cărți. La ieșire ne-au dat două mere. De fapt, era un coș cu mere și au zis că putem să luăm. Eu am luat două. Pune asta acolo unde e, în ăla, doar că e ud. O să-l mai spăl odată. E spălat, dar îl mai spăl eu odată. Și după care o să mergem la un târg de Halloween. Fetelor, n-am mai filmat nimic. Noi ne întoarcem acasă din mall. Este ora 3 și 12 minute. Numai bine că până la 4 coborâm deja jos. Pentru că nu mai era târgul pe care l-a văzut Tudor vineri. Vreau să ne grăbim dacă... Nu-i nimic, e ok. Păi trebuie să ne grăbim. Ne grăbim. Cred că o să-mi iau altceva, o să mă schimb. Tati, ia-mă repede! Victoraș, nu-l grăbi pe tati. Tati pune căruțul. Și apoi o să ieșim jos. Și cam asta, nu prea am făcut mare lucru decât am mâncat. I-am luat la Viniei din H&M niște hăinuțe pentru că avea nevoie. Dar vă arăt acasă. Pam, pam, pam. Ajuns acasă, eu am pregătit-o pe Lavi. Ia vino Lavi la mami să te văd. Nu o costumez pentru că nu vrea. Ia vino să te văd. Vino. Bine. Vi la mami, te rog. Nu știu. Ia să te văd. I-am prins părul așa, haios. Și a avut părul în codiță și s-a ondulat așa. Întoarce-te la mine, frumoasă! Deci, ăștia sunt leggings și de data trecută. Asta i-am luat acum și i-am dat-o. Dar i-am luat în set cu ăsta. Și ăștia sunt prea mari. În set, da. Sunt prea mari, așa că... Ia să-ți fac o poză, ia, uite la mami. Ok. Ia, mișcă-te, întoarce-te. Hai să te văd, întoarce-te. Fac un video. Hai, încă, întoarce-te. Te duci afară? Te duci afară? Tu, pisică. O să te mănânc. Dar cu cine te duci? La nisip? Ia să fac o poză, uite la mami. La mami. Ia să te văd, Victor. Și Victor. Halloween sau... Da, la școală. O să-ți faci un tatu. Deci, Victor s-a costumat în Harry Potter și merge, iar eu o să rămân acasă. Bună, Lavi! Bună! Așa, fetelor, după cum bine v-ați dat seama, eu am rămas acasă, singură. Copiii au plecat cu Tudor și vreau să vă mai arăt. Haideți încă o tură de cumpărături, pentru că tot le facem. Mi-am luat, imediat o să mi se termine loțiunea de corp și mi-am luat de la Bath & Body Works. Mi-a plăcut maxim cum miroase. Doamne, o ador. Nu știu cu ce-i, imediat să verific. Ăsta este body cream. Da. Deci avem... nu înțeleg. Unt de cacao. Avem unt de shea și hyaluronic acid și aloe. Dar nu înțeleg de unde vine mirosul. Cred că de la floarea asta. Pentru că nu scrie despre ea nimic. Dar vine un miros super. Doamne, ce mult îmi place. Foarte mult îmi place. Haideți să vă arăt repede și ce am luat la Viniei. V-am zis, acești pantaloni scurți. Tot era o ofertă în H&M 3 cu 1 gratuit. Astea le-am luat la...
10 dirham, 15, deci cam prețurile pe care le-ați mai văzut data trecută. Pentru că mi-am dat seama că Lavia are doar două tricouri așa de ieșit, cele de la Bibico, și nu aveam astăzi în ceasul îmbrac decât în acel tricou. Și oricum, tricou nu am găsit, dar am luat ce am găsit. Am găsit doar ăsta, care tot este alb, dar măcar era mărimea ei și l-am luat. Nu am găsit la ofertă, la ofertă mă uitam. Ăsta a fost 10 dirham, iată așa arată. O să-l spăl deja. I-am luat 15 dirham, a fost ăsta de 3 ori redus de la, nu înțeleg cât, de la, cred că 70 ceva. În fine, nu mai mult, nu contează. Iată, așa arată. Are, parcă mi s-a părut că aici e mai lat, pentru că eu ce i-am luat este mai mult pentru scutec, partea aia pentru scutec, și nu-i prea, se dă la o parte și nu îmi place și mă enervez de fiecare dată când o îmbrac, nu am în ce să îmbrac. Iată, i-am luat ăsta, ăsta este 2-4 ani, da, eu tot casc, eu acum vă arăt repede și mă duc să mă culc, pentru că nu mai pot. I-am luat 2-4 ani, o să văd deja când vine acasă, pentru că acum trebuia să plece rapid, cum îi vine. I-am mai luat o pereche de colanți, tare mult mi-a plăcut cum îi stau colanții ăștia pe ea, ce e negri și aia, și aia leopard, și de asta am zis că îi mai iau, dacă îi găsesc, și am găsit la fel celelalte două perechi pe care deja le are și am găsit și nuanța asta și am zis hai să iau și asta. Că îi vine foarte bine dacă îi dau un tricou de al lui Victor, care vine așa mai lărguț, este foarte bine. Iată și lui Victor, i-am luat un tricou pentru că toate tricourile pe care le are, ce credeți, sunt albe și bine, de ieșit, pentru că pe acasă mai are diverse, dar de ieșit are doar albe și i-am mai luat unul cu Minecraft pentru că este preferatul lui. A fost 50 de dirham, ăsta a fost cel mai scump. Ce am luat? Redus de la 75, deși puteau să facă reducere mai mare. Tudor și-a mai luat câte ceva chestii pentru sport, o pereche de pantaloni și o sticlă din asta, pentru că cea pe care o avea era la fel, e comodă, e foarte faină, doar că este din România încă și a tot avut, a stat acolo acasă fără să fie folosită, după care a venit aici, a călătorit cu vaporul și respectiv nu mai avea un miros așa specific. Și cam astea au fost cumpărăturile, da. O să mă mai uit de tricouri la Vinii, poate ei dau comandă de pe Shein sau ceva, dacă găsesc anume cu, ziceți, mi-a comis somn și n-am chef de vorbă, nu știu ce să... Cum să vă explic, dacă găsesc ceva din bumbac, iată ce voiam să vă... și voiam să vă zic, la buză mi-a apărut iar pe buze acea uscătură cu care m-am mai plâns câteva vloguri bune în urmă, pe vremea când aveam perioada aia toxică, dar nu am ce să fac, doar aștept să treacă, probabil este din cauza unui hormon, habar nu am, pentru că apare pe perioade și mă deranjează foarte mult pentru că o simt buza aia foarte, foarte uscată. Ia să vedem. Gata, mă duc să mă culc și apoi o să mă gândesc ce să fac de mâncare după aia. Mă duc măcar o oră să stau întinsă, dacă nu adorm, măcar întinsă în pat să mă odihnesc. Și bine, Doamne, ce bine că n-am ieșit la etajul 5, am vrut să vă filmez, dar după cum bine vă dați seama, cred că o să continuăm vlogul mâine, pentru că nu m-au ținut picioarele să mă mai duc la etajul 5, am profitat de faptul că Tudor este și poate să meargă el, așa că a mers el cu copiii. Gata, vă pup, mă duc să mă odihnesc. Bună dimineața, fetelor! Este luni, ora, cât e? 8:33 și eu cu Lavi sunt la piscină deja, pentru că am zis că nu mai vreau să o țin în casă. Unde haide? În apă? Nu, joacă-te tu! Ia să vă arăt. E super drăguță. Iată. Ups. Stați așa.
camera. Deci, așa. Are un costum de baie nou pe care l-am luat ieri și îi place să se bălăcească, dar să știți că apa e superbă la copii în piscină, e cald așa cum îmi place mie. Și se joacă fetița. pentru că am stat prea mult în casă săptămânile trecute, am decis să o mai scot pe afară. Eu nu mi-am luat costum de baie, nu nimic, de asta am venit la piscina asta mică, că ea deja acceptă aripioarele și pot să o las singură, clar sub supravegherea mea, dar singură, adică să nu o mai țin eu, să nu stau acolo neapărat în apă, că dacă se împiedică sau ceva, are aripioarele, așa că e tare haioasă. Tudor a mers la lucru, Victor e la școală, astăzi Victor e la școală până la 4, așa că noi o să stăm un pic aici. Se cufundă peștii și mă pune pe mine să iau, dar nu pot că nu sunt în... La final o să mă bag eu așa, că sunt în pantaloni scurți și e ok. Și o să iau peștii. Mi-am dat seama că eu când vorbesc cu voi atunci o să am un scarpin la ureche sau ceva, sau părul, sau... Unde? Hai tu! Ce faci, mami? Ia să te văd. Arată cum te bălăcești tu. Așa? Ești foarte drăguță. Îți place noul tău costum de baie? Îți place? Mă stropești? Aoleu, ce fetiță! Ce? Stropește și acolo, da? Drăguța. Da, și să știți că la ora 8:30 este mult mai bine afară decât la 9, chiar și la 9. Dar oricum, acum ușor, ușor începe vremea bună, așa că eu sper să putem să mai ieșim. Da, cam asta e planul. Venim la piscină, după care la teren de joacă, după care o să mergem acasă. Eu o să pun pe ea la somn, iar eu o să mă apuc de curățenie. Da, pentru că ieri am lăsat totul haos, am fost foarte obosită, n-am făcut nimic, nici n-am dormit, că v-am zis că mă duc să dorm. Nu, n-am dormit. Așa că am treabă. Noi ne întoarcem acasă. Frumusețea. Ce faci? Ți-a plăcut afară? Hai să mergem, Jeje. Ia-ți troti, hai. Asta e trotineta lui Victor, dar se face pe mai multe nivele. Și ea, când prinde că Victor nu e acasă, o folosește. Da, în partea cealaltă, da. Bravo! Și o folosește ea, dar Victor cred că ar trebui să treacă pe două roți, așa că asta îi trece la vinii cu siguranță. Și o să aibă două, nu să se mai certe de la trotinete, iar eu am un păr. Da, m-am uitat acum în oglindă. Aici se vede ca un puf așa, dar în oglindă, în realitate, se vede nu prea grozav. Aici, da. Și să te descalți. Ia să văd cum știi să te descalți. Ia să vedem împreună. La noi este o dezordine. Poți, poți. Zice, nu pot. A, pot, pot, pot. La noi este o dezordine totală, dar o să fac imediat. Nu pot. Te ajută, mamita. Eu m-am apucat să fac ordine în frigider. Ia uitați-vă cum a alunecat astăzi aceste două farfurii și le-am lăsat așa pentru că știam că mă apuc și aia e, am zis o să fac atunci totodată. Haideți să filmăm un înainte, deja am scos câteva aici și mi-am dat seama că eu mai filmez și vlog. Asta o să fie înainte și
Și acesta este rezultatul final al curățeniei. Am pus ouăle aici. Mai am niște ouă în caserola asta, pentru că eu aveam o caserolă și un pic. Aici avem caserolele cu mâncare pe care o am. În spate am niște afine. În fine, aici toate iaurturile, chestiile astea. Aici doar acest ananas care este verde încă. Și jos am tăiat, ziceți, varza și morcovul l-am dat prin răzătoare pentru că o să fac salată de seară. Aici am ce mi-a mai rămas mie, carnea asta o să fac astăzi cu cartofi și aici am pus așa pentru că nu sunt prea multe. Astăzi o să fac acești cartofi la cuptor, doar așa, cartofi cu sare și cu un pic de ulei de măsline și o să mai fac cartofii aceștia normali cu, v-am zis, cu carne și în sos roșu, ceva de genul ăsta o să fac. Cam asta e situația aici, situația e ok, dar pe partea cealaltă. Și mai am acest dovleac pe care o să-l fac imediat când vin, pentru că, uitați-vă, a fost lipit de partea din spate a frigiderului, care îngheață și mi-a înghețat partea asta. Deci o să-l tai și o să fac ceva prăjiturile cu ele, pentru că Victor a zis că vrea să încerce sau plăcintă cu dovleac sau orice altceva. Eu mă duc repede să mă pieptăn, să mă aduc în ordine. O să las totul așa. Am reușit să dau cu aspiratorul și foarte bine pentru că era pe jos murdar. Este 4 fără 15. Noi la... Da, la vida. Nu știu ce am aici, dar ce am făcut? N-am avut nimic până acum. Mă pătez instant. Da, nu știu, habar n-am. Trebuie să mă duc repede să-l iau pe Victor. La 4 și 10 trebuie să fim acolo, așa că o să vin acasă și o să-mi continui treaba. Oricum, vreau... este haos mai peste tot. Nu înțeleg de unde s-a luat asta, pentru că eu am făcut curat constant, dar uite așa, într-o secundă se face la loc și am de călcat haine, de aranjat haine, mai am de făcut mâncare, ce mai am de făcut? Trebuie să spăl masa copiilor, să șterg masa noastră, în fine, chestii din astea care ți se par că sunt, se fac foarte rapid, dar sunt atâtea că mă încurcă. Mă duc repede să o pregătesc și pe Lavi să ieșim și mergem după Victor. Mi-am recuperat copilul și acum mergem spre casă. La vine i-am dat niște biscuiți să ronțe, iar eu mor de cald, deși puțin e o se simte așa o adiere de vânt. Ia, uitați. Victor la vizice, haide tăcăto. Spunea, haide Victor. Vă ziceam că aici nu mai bate așa tare vântul. Vă ziceam că se simte o adiere de vânt. Superbă. Iată, a început vântul. Dar e foarte bine că te răcorești așa un pic. Ce anume, Lavi? Încă? Mergem. Ia uitați-vă. Ce turn. Ador blocul ăsta. E atât de frumos. Mai ales seara. Da, Victor? Îți place Gate Tower? Da. Numai la lifturi avem problemă, în rest la lifturi, pentru că sunt puține, pentru câți oameni suntem, 3 lifturi totuși sunt puține și mereu sunt pline, anume în orele de vârf, când tu cu tău așteaptă, anume când vin copiii de la școală. Te așteaptă, Victor. Este foarte aglomerat, nu știu cum o să fie acum. Victor, așteaptă că vrea să-ți dea un biscuite. Uite, vrea să-ți arate. Eu nu mai pot. Uitați ce mi-a făcut vântul. Nu pot să... Te cred, trebuia să mergi la baie, la școală. Când merg pe la umbră, e ceva. E senzație. Dar când ies prin soare, nu prea. Doamne, ce greu vorbesc. Că mi-e foarte greu. Fetelor,
Am ajuns acasă. Victoria, te rog, du-te să... Hai, să te schimbi. Hai, fuga. Avem o problemă, că nu se schimbă când vine acasă. Nu, nu te alinta, te rog. Mi-am dat seama că astăzi, la ora 4, trebuie să-l iau pe Victor, dar la 5 termină și Tudor. Și, adică, nu chiar atât de mult timp am după ce îl iau pe Victor ca să fac mâncare. Și repede mă apuc să curăț cartofii dulci ca să-i pun la cuptor. Victor, aș te rog frumos, poate să cadă. Și după aceea mă apuc de carne și s-o pun la Instant Pot pentru că... Lavinia? Da! Ce vrei? Ce? Ene vrea. Nu, ea vrea pe skateboard. Pe skateboard, dar hai să-ți arate. Victoraș. Spune, du-te. Victoraș, ea tot știe. Ia, dă-i voie să-ți arate. Dar nu-i trage skateboardul. Dă-i pace. Deci, o să fac, v-am zis. Victoraș, ce faci? Vezi cum poate? O să pun repede cu condimente la cuptor acești cartofi dulci. V-am zis, fac carne cu cartofi și cam ăsta o să fie prânzul. Cine o să vrea cartofi dulci o să mănânce, cine nu mănâncă. Aia e, Lavi precis că mănâncă, Victor nu știu dacă mănâncă. Și mai am, v-am zis, hainele. O să le strâng, să le calc. O, Doamne, avem treabă. Dovleacul nu știu dacă îl fac astăzi. M-am gândit poate să fac o supă cremă de dovleac. Victor, ai vrea o supă cremă de dovleac? Păi, dar plăcintă de dovleac, cum ai zis că vrei? Că plăcinta de dovleac are același gust cam. Tot dulce o să fie. Idea are ea. Ce? Ce să vezi? Că n-am făcut nimic. Doar te întreb. Du-te și te schimb, am zis. Bine. Hai, bine, deja aud. Uite, de 20 de minute suntem acasă. Bine, aud continuu. Dar nu faci nimic. Lasă-l pe Victor să se schimbe. Nu mai fii și tu capricioasă. Te-am împins? Da. Spune, nu mă împinge. Te duci? Nu mă împinge. Bravo, fetița mea. Lasă acela că e murdar. Bravo, fetița mea. Bravo. Să fii curajoasă, așa trebuie, bine? Mor cu ea. Cu ei ambii, că... Victor? Tu ce, vrei să mă ajuți iar cu ceva? Nu știu cu ce vrea să mă ajute, dar iar își pune treapta aici. Și vine lângă mine. Haideți că revin un pic mai târziu pentru că am treabă. N-am mai filmat, deci aici avem ce ne-a rămas din cartofi, că deja am mâncat. Aici vasele pe care trebuie să le schimb imediat cu cele pe care s-au spălat deja. Și iată, aici avem cartofii cu carne, așa că îi mai las, care au încă 16 minute. Și apoi o să scot din vasul ăsta, o să pun în altul. Vreau să vă vedeți cum arată dormitorul nostru. Ta-da! Hainele eu le-am strâns, dar de dus la loc nu le-am dus încă. Astea sunt de dus, de pus pe la locuri. Aici avem de călcat. Și cu siguranță las călcatul pe mâine, pentru că mă doare atât de tare spatele și simt că o să cedez, așa că nu astăzi. Nu cred, dar sigur, închei acest vlog aici. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Bună, Lavi! Lavi a mâncat o brioșă și trebuie să-i facem și duș la copii, să le facem... Două brioșe ai mâncat. Da. Tu fericire, mami. Alta încă. Da, Lavi a mâncat și cina, foarte bine a mâncat. Prânzul a sărit peste prânz.
Da, da. A sărit peste prânz, dar ce n-am mâncat-o. Cam asta e situația. Sper că v-a plăcut puțin din ce am filmat în zilele astea două și cred că mâine fac o pauză și poi mâine o să mai filmez un vlog. Așa că vă pup și ne revedem. Sau cine știe, poate și mâine o să filmez. Vedem!